Request canalului cu boss, dar ce zic eu? L-am legat pe Cozi, uitați-vă. Uitați-vă. Da, Cozi. Vreau să vă spun de ce l-am legat, pentru că el iese prin drum și pot să fie bacterii, microbi, cam este această viroză și el poate să umble peste tot și cine știe. Cineva poate scuipa, tatușit și pe timp cât o să stăm în carantină și până o să treacă viroza asta, el o să stea legat. Ia, ciu. Dar o să plimbu și prin ogradă, nu vă temeți. Mă tem să-i dau drumul că el mai iese și prin drum. Da, cuze. Îmi mulțumesc cu stativul cel nou. Am și unul mai mare. Acesta este mic, stativ din acela care e mic, dar am și unul mare. Uitați motanul. Stai aici în cușcă. O să-i torn acum și niște apă, că a vărsat-o. Da, piersic. I-am dat numai ce apă, dar a but-o pe toate. Da? Trebuie să pun ceva mai mare, o să-i caut un vas acuși. Țin cuș că și el aceeași situație ca și Cuze, dar nu vreau să-l leg. Și psicile nu se leagă, asta e clar și logic. Așa că l-am pus în această cușcă. În sarai l-am pus. Scapă și stă în cușcă. Din cușcă nu iese. Alt loc, din păcate, nu am să-l țin. În casă nu țin deoarece face... Își marchează teritoriul și este un miros foarte urât și nu pot să-l suport. Asta cum aș trăi într-un garaj, să zicem așa la... Înțeles. Dar Cuze, acum să vă arăt și cu cincila. Dar cincila am făcut alt lanț nou. Era legat cu un fel de lesă roșie, dar pe ce o roade? Poate o roadă că e rozător și am făcut unul din sârmă. Și poate într-un video să filmez cum se fac și lanțurile din sârmă. Lanțurile sunt pentru când e talie mică. Pot să fie cam calapca. Dar depinde ce sârmă. Din sârmă din aceasta. Este trainică, dar trebuie și un clește așa. Și am făcut. Pe ghiontăr îl învăț, vreau să vă spun cum. El este foarte mofturos la mâncare. Înainte mânca mâncare uscată, mă nu vrea. Și o țin la mânt, deoarece el o varsă, nu vrea să mănânce. Și m-a dat pe internet, chiar și dresor mi-a recomandat. Este un cunoscut care este dresor. Și pe urmă o să-l duc la dresaj. Mi-a recomandat să fac asta cu o mâncare, adică să o țin aparte și să se învețe că trebuie să mănânce tot ce-i dau, adică tot felul de mâncare uscată. Este foarte mofturos. Dar amu nu pot să mă duc să cumpăr carne, că este acest virus. Uitați-mă să-ți șinșila. Am vrea să ies pe la vecini. I-am pus un nou lănțișor, așa. Am acel am scos prin ogradă. Are și cușcă, clar. Albastră. Ați mai văzut în video că stă și în cușcă. Uitați-vă. Cam așa arată. Este subțire el lanțul. Este foarte comod pentru el. El am o zburdă. Clar că îi pot și da drumul, dar chinuie să fug după el. Am fugit și așa o noapte. Și eu am văzut că se poate trecura pe sub poartă. De ce? Și Gunther. Am făcut curățenie. Da, și nebune. Este foarte curată mula el. Uitați lapta. Și pisica. Pisica tot o să fac ceva cu ea. Nu pot pune în cușcă cu piersic mutanul meu, că pot să se bată. Nu se împacă foarte bine. Și o să-i caut și pentru pisică ceva, o soluție. Am și aici sărări, dar am pus-o și a ieșit din el. Pe aici am pus și pe motanul meu piersic, dar el l-a sărit și pe aici, prin această gaură, iese. Dar de acolo nu știu exact cum a ieșit, sincer. Am ajuns să mă uit. L-am pus odată în sărarul acesta și pare că prin gaură ce a ieșit. Da.
să rămân pe timpul carantinei, poate păsările să facă pui și o să reușesc să filmez. Acolo am sus, voi avea un cuib de vrăbi. Și în acest fanier o să încerc cumva să fac căsuțe pentru păsări. Aș vrea să-mi fac cuib. Am mai este sezonul, taman. Da, Jesse. La mine pisuiașii, mi se pare că sunt doi băieți și o fată. Unul este de culoarea lui Jesse, băiat, și o fată este așa tărcat, cu roșcat, cu pete roșcate, cu pete și cu pete așa tigru și cu alb puțin. Adică este trei, nu chiar trei culori, are mai multe culori, cu patru, cu cinci. A dat și lapca. Lapca tot nu-i dau voie în casă, deoarece poate să umblă motaniu în alta la mine prin curte și poate să aducă bacteriile de virus și mă tem. Chiar și dacă dezinfectez tot, totuși. Dar pentru acest virus nu trebuie să facem panică, doar trebuie să respectăm regulile și măsurile. Da, am mâncat toată mâncarea, cu șuse mei dau. Să vă arăt. Până când țin aici, nu se vede mult clar că... Da. Ia cu ciuciu, lapte, lapte. Nu-i dau foarte mult. Hai. Ah, cade jos. S-o strâng și o să-l pun. Așa. De ce nu-i pun suport pentru farfurie? Deoarece m-am uitat pe internet și la când le este comod să mănânce jos, fără suport, care se le țină sus. Adică așa este corect, pentru că vor avea, nu știu, ceva probleme cu organele, nu știu precis cu ce. M-am uitat pe internet, am citit și stă jos vasul lui cu mâncare. Nu de mult au fost curățit copacii. Crengile stau pe jos, curând o să fie strânse. Dar uitați, copacii arată mult mai bine. Acesta este părul, prăsadul meu. Și aici sunt piersicii. Cam așa. Și cu acest video, la revedere!